s-au bucurat și de ajutorul de șomaj și de salariu. Sute de șomeri vasluieni au înșelat statul, iar acum sunt buni de plată. Aceștia trebuie să returneze fiecare bănuț încasat ilegal. Din cei peste 400 de oameni care s-au bucurat luni la rând de ambele surse de venit, 200 încă mai au de returnat bani. În total, statul a avut de recuperat în jur de 80.000 de lei. Nu este bun, fură statul în primul rând, că ei iau și salarul din cauza sărăciei. Din cauza sărăciei, asta e toată treaba, nu e altceva decât sărăcia. Sărași suntem toți, dar altul mănâncă două pâini, cum ar veni și altul niciuna, cam așa ceva. Nu e normal, nu e ceva corect care să faci treaba asta, dar așa e în România. S-a ajuns în această situație pentru că șomerii s-au reangajat și nu au mai anunțat încadrarea în muncă. La începutul anului, câteva sute de șomeri din evidențiile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui au adus un prejudiciu bugetului asigurărilor pentru șomaj de aproape 80.000 de lei. O parte din această sumă a fost deja recuperată. Au semnat un angajament de plată sau li s-au pus popriri pe salarii. În situația de a înapoia bani la stat sunt și cei care s-au pensionat sau au intrat în concediu de creștere a copilului.